Digimon. Mă, dar pe aici nu-i mai nimic. Îmi trag să-l iei de oraș. Da, și aiurea că e noapte. Stai să mă uit pe hartă. Hai cu luăm bine pe aici. A zis că ne vedem la Norad. Dragul, un tip a blocat casa? S-a tâmpit? Da, mă, sunt ăștia jegoși care își fac stronghold în casă. N-ai văzut stronghold-ul ăla ce a făcut un fraier? În Rocky Fort a umplut tot. Mulți. Da, Jason toată, Mask, wow. Toată poșta. Toată poșta, înăuntru, afară, te spune. Cum îi zice Mario la mască? Jason Mask, nu puteau fi mai evidenți de atât. Și chiar e ca al Jason sau e aia? Nu, e aia roșie. Hai, uite, să intru. E aia cu dungă... Aha, hiding a monster, this mask strikes the real horror into those who face it. I can smell you. Hai să-i dăm și noi cu sprint, băieți. M-a trăznit cotul de 3 ori, într-o secundă. Zici că trăgeam cu mitralieră. Are culul. 104 am pus și eu căsă cu niște baricade, dacă e de ceva... Am pus până și la intrare. Omoare, da, cei care vor să ne omoare pot să se ascundă acolo, nu-i problema, nu? Nu, păi ideea e că noi ne ascundem acolo. Mă zice că ar fi fain să ne băgăm stronghold în loc de ăsta din oraș, știi, să stăm ascunși după... Baricade și facem să vină. Tragem unii. Dudum, dudum, dudum. Dar e o prostie că în momentul în care tu ții arma dreaptă, ți iese până baricadă și poate să te împuște în mână sau în armă și pierzi vieți. Sau cel puțin asta știu eu. Poate au eliminat chestia asta, doamne ajută. Că văd că au băgat destul de multe aptituri. Chiar interesant, aș putea spune. Da, și la care nu trebuie la băgat. Mm-hmm. Mă, skill tree-ul e acolo. Vehiculele sunt pe drum. Mm-hmm. Acum să mai scoată hackerii și jocul ăsta e gata. Pamă, ce bine ar fi, doamne ajută. Și posibilitatea să ne ținem noi serverele. Adică dracu mi le țin eu dau resursele. Da, să știi că asta ar fi o chestie. De ce dracu să închiriezi serverele de la ei? Că poți să ții tu server de LAN. Spre exemplu, să fii tu cu prietenii tăi, să faci da în fire. Chestia asta s-ar putea să fie și ai una, pentru că trebuie să aibă control asupra ce faci tu pe server. Și păi nu, frate, să nu poți să numai dacă ce joci pe serverul tău, să fie un caracter pe ăla. A, da, uite, asta ar fi fain, să ai un caracter pe serverul tău. Și să-l treci pe public, dar să-l treci cu o cerere, de exemplu. Știi, să-ți da, verifice ei, da, exact, să-ți fie verificat caracterul înainte. Că mie nu convine să, știu eu, să stau tot timpul pe serverele astea. M-ar conveni poate mai mult să mă joc cu voi, știi, să mergem pe resurse, că pe la urmă ne distrăm. Nu știu, e distractiv să mergi după resurse. Și să omori player e distractiv. Hai că din 7 zombi am mai rămas de 3. Dar totuși mi se pare ciudat că nu e nimeni pe clear view. Păi, pleacă din clear view, nu știu, du-te în altă locație. Ai rămas fără voce. Da, cât am mai mare nevoie de ea, mă lasă. În vremea și îmbolnăvit la școală. Oricum n-ai tu mare căcat de voce, așa că n-ai făcut mare lucru. Vrăjeală, ci că m-am îmbolnăvit la școală. Te-ai pupat cu vreuna, era răcită și gata. Am băgat botul când trebuie. Am zis, hai, gata. E, vezi că încep să îți revia. E bine vocea. Vezi că e un ghiozdan acolo, Mario. L-am văzut, de asta m-am și întors după aia. Că după aia mă trezeam cu un comentariu pe YouTube, n-ai luat ghiozdanul. Știi că dâmpcii așa-ți plăbă. A, căcat! Mâncăm ciocolată. Cui trebuie ciocolată când poate să aibă un ghiozdan? Ai, frate, mă, lași în pula mea în pace. Cât zombi pula mea vin după mine. Să vezi și e la aeroport acum. Have no fear, Gino is here. Stai că eu mă duc să dacă mă întâlnesc cu un player fără obiecte și eu vin cu masca asta roșie după el? Și spun, can I ask you a question? Or maybe I can... Zici ceva. Ce-am văzut la aeroport frumos, eu I want to hatchet this to Băi, your head. Băi, frate, mă lași, au băgat aici la zombi în pula mea. Cu cât sunt mai mulți zombi, cu atât e lutul mai bun. Zero, încearcă totuși să nu mori. Care tot fuge, mă? Stai așa, că ma, eu mă duc să zic. Tu, mă. Dacă fuge, Gino.
Păi eu vreau să fac level. Sunt level-ul, știi ce e aici înăuntru? Să nu te-ai sprint aici înăuntru. Știi ce lipsește de la jocul ăsta? Metine. Să mergem să spargem metine. Mă, să știi că am în clasă unii pasionați de metin, frate. Eu am jucat și mă puneam, spart la un metin jumătate de oră și am zis, ba, picioarele, lasă, mă faci. Du-te dracu tu și metinul tău. Pă bune, deci mi-a murit mâna pe mouse și pe space. Mai mult pe space decât pe mouse, dar mă rog. 6 hour. Yeah, 6 hour. Yeah. Ce pistol este? Mamă, cât zombie! Ocazie bună de a face level la, la caracter. Mamă, da. Îmi place, eu intru în casă, verific, jumătate să văd cu zombie. Hai, bă, acum dacă i-am omorât pe toți ăștia, să te omor și pe tine, de te dracu. Mamă, aici cine a murit, mă? Nu unde, noi. Unde? Uite-te cât zombie stă aici. Și voi sunteți aici, mă? Da. Ce vă dacă ați văzut ce aveam acolo? Unde sunt zombie, mă? Uite, mă, în față unde mă uit eu aici. Nu știu, că nu e niciun item. Nu mă duc. Ce-ai, bă, frate, că am omorât până acum peste 15 zombie. Zombii pe aici sunt peste tot. Mamă, cât sunt aici, frate. Stai că vin eu, stai că vin eu, stai că vin eu, că mie îmi place să fac chestia asta. Mamă. Stai, mă, să vină. Deci credeți-mă pe cuvânt, Gino îi place să facă chestia. Unde să mergi? Tu vezi și aici? Acolo la garaj? La hangar? Da. Și la hangar și aici, lângă voi de aici. Stai că mă duc mai întâi, mă ocup de ăștia. Vezi că sunt în spatele lor să nu iei și pe aia din spate, că sunt o grămadă. George, vezi în spate să nu atragi pe ăștia din spate. Mamă, ce buguiți sunt, bă, oameni și pe ăla. Mă duc și eu după... după garajul ăla. Păi că mai sunt și de sus. Mă, stă-ți numai de sus, mă. Uiteați de inima aici, veniți să-mi furați mie loot-ul, mă? Da. Eu am venit după experiență, să spun sincer așa. Că după loot. Wow, am găsit un Muzenberg. Bun. Ia, stai în picioare, stai pe loc. Frate, mă, lași. Stai pe loc. Băi, hai că vin și eu ușor, ușor către voi. Că am un Muzenberg și vreau să-l folosesc. Am și eu un Muzenberg, dar nu mă are gloanță. Stai pe loc, stai pe loc, stai pe loc. Fuck. Uite că două unii e, bă. Haide, frate, mă, lași în pula mea, mor aici. Băga mea, ești pula morții, mătii de zombie. Mă, Zero, dacă ai probleme să-mi spui că scot arma. De la doi zombie consecutivi am găsit bănuți. Bă, dar nu ți-am stat, mă, mi-a picat, eram cu zero, parcă. Mi-a picat $1000 la un zombie. Da, și mie mi-a picat. $1000? Crezi că vin doi, da, și eu am prins $1000. Mamă, dar dacă aș avea și eu așa noroc la mine, bă, sunt doar de-aia cu mărânțiși. Să dai prat cuțitul într-un zombie să moară. Crezi că vine pe la spate? Fuck. Wow, și în spatele meu era un zombie și ai zis, vezi că vine pe la spate, m-am întors eu și era un zombie. A, mulțumesc! Plăcere, gazul. Să zici că mă ocup eu de fraie și alerg să-i aduc la mine. Ce mai vrei să dai? N-am ce să fac, chiar trebuie să omor zombie. Mamă, ce bine e Night Vision-ul ăsta. Acum hackerul ăla mare. Night Vision-ul vieții, mă. Eu nu mă duc să urc pe scările alea.